Salut! Sunt Victor Chironda și candidez la funcția de primar al municipiului Chișinău. Sunt urbanist de profesie cu studii făcute la Universitatea din Bruxelles. Am stagii de practică la primăriile din Viena, Madrid, Copenhaga și mai recent Houston. Orașul Chișinău a fost mereu condus de viitori președinți. Purecheanu, Chirtoacă, Ceban, toți au avut un singur vis, să plece de la primărie undeva mai sus pe bolta politică. În consecință, avem un oraș folosit ca trambulină, folosit pentru strâns bani de campanie, folosit pentru scheme rapide de îmbogățire, folosit pentru a crea partide. Chișinăul se sufocă în ambuteiaje și blocuri. Oamenii locuiesc în stres, în apartamente de calitate precară, fără acces la aer curat, fără apă potabilă de calitate, fără să vadă o perspectivă clară de dezvoltare a orașului. Oricât nu ar ridica Ion Ceban taxele la transport, la apă sau la salubrizare, creșterea mecanică a prețurilor nu rezolvă problemele cronice. Din 2011 lupt pentru un oraș pentru oameni, când împreună cu un grup de activiști am salvat de la acaparare scoarul Cehov și l-am transformat în spațiu public pentru oameni. Atunci am văzut că în Chișinău sunt mii de oameni care vor spații publice prietenoase, care vor transport public comod și rapid, care vor un oraș plin de oportunități, dar care primesc de la politicieni numai blocuri și ambuteiaje. În 2019 am candidat la funcția de primar și am ajuns consilier municipal. Am acceptat să fiu viceprimar responsabil de transport, spații publice și construcții, pentru că vroiam să fac schimbări în oraș. Am pornit proiectele mari cu care acum se laudă alții. Am început amenajarea trotuarelor. Am creat primele benzi dedicate pentru transportul public. Am pornit amenajarea spațiilor verzi și am oprit proiectele ilegale și corupte de construcții. Atunci când am refuzat să permit demolarea Hotelului Național și construcția pe teren public furat a mai multe blocuri, Ion Ceban s-a enervat și m-a dat afară. Ilegal. Motivul invocat a fost unul aberant, că nu vin la lucru. Asta în timp ce Ion Ceban se duce la lucru la Barcelona sau Milano, unde organizează concerte pentru campania lui prezidențială. În acest an avem alegeri locale. Am găsit o echipă reformată a platformei DA, o echipă tânără care a dat afară dinozaurii vânduți și care e motivată să ofere o alternativă reală, pro-europeană, integră și competentă. Împreună cu această echipă am decis să-l trimitem pe Ceban acolo unde vrea, direct în prezidențiale, fără escală inutilă la primăria Chișinău, de care oricum nu-i pasă. Vrem un oraș care ajută afacerile, un oraș cu trafic fluid și transport public de calitate, un oraș sigur pentru copii și confortabil pentru adulți, un oraș transparent și fără corupție, un oraș în care e regulă și nu haos. Vom putea construi un astfel de oraș numai cu susținerea voastră. Vă mulțumesc!